stimați invitați, convocarea ședinței ordinare de astăzi a fost publicată în presa locală și a fost afișată la sediu, potrivit procedurii prevăzute în regulament. Convocarea la ședință, proiectele de hotărâri și materialele de fundamentare au fost înmânate consilierilor. Dau cuvântul domnului secretar, care va face apelul nominal pentru a stabili prezența la ședință. Buriană Daniela. Buriană Nataliță. Butunoi Adrian Liviu. Buțurcă Octav. Căluian Angel. Cristoviș Viorel. Dănăilă Sorin. Dima Gheorghe, Gaiu Magdalena, Gasparotti Petru, Grosu Constantin, Ichimescu Toader, Ion Dumitru, Istudor Gigel, Matei Remus, Munteanu Gabriel, Petre Ionel, Podaru Tincă, Potec Nicolae, Sandu Mitică, Sandu Viorica, Stângă George, Ștefan Ioan, Țuicu Emil, Ungureanu Cătălin, Ursu Nicușor, Vremea Daniela Simona, Zaharia e Zamfir Aurel. La ședința de astăzi participă un număr de 30 de consilieri și președintele Consiliului Județului Galați. Ședința poate continua. Conform articolului 33, aliniat 4 din regulament, va fost prezentat la mapă procesul verbal al ședinței extraordinare din 7 martie 2016, dacă sunt observații. Supun la vot procesul verbal. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? În legătură cu ordinea de zi, vă solicit completarea acesteia cu următoarele proiecte de hotărâri. Modificarea hotărârii Consiliului Județului Galați, numărul 36, din 25 februarie 2016, privind aprobarea solicitării Consiliului Local al Comunei Fundeni pentru trecerea unei porțiuni de drum în lungime de 4,67 km din drumul județean 204N, din domeniul public al județului Galați și din administrarea Consiliului Județean Galați, în domeniul public al Comunei Fundeni și în administrarea Consiliului Local al Comunei Fundeni. Și desemnarea și validarea unui reprezentant al Consiliului Județean Galați în cadrul autorității teritoriale de ordine publică Galați. Fac precizarea că proiectele de hotărâri au avizele comisiilor de specialitate. Vreau să spun că am ținut cont de părerea noastră unanimă a consilierilor și a mea ca toate proiectele de hotărâri să se facă în timp util. Din această cauză am exclus proiectul de hotărâre înaintat de Biblioteca Județeană de modificare a organigramei și am acceptat aceste două proiecte de hotărâri, una pentru că lucrările la drumuri sunt legate de situația meteorologică, deci fiecare zi cu soare e un cadou de la Dumnezeu în ceea ce avem de făcut, iar în privința atopului era o dinamică care era independentă de birocrația normală și ca atare am ținut cont de ce am hotărât cu toții aici împreună. Supun la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre
privind modificarea hotărârii Consiliului Județean Galați, numărul 36, din 25 februarie 2016, privind aprobarea solicitării Consiliului Local al Comunei Fundeni pentru trecerea unei porțiuni de drum în lungime de 467 km din drumul județean 204N, din domeniul public al județului Galați și din administrarea Consiliului Județean Galați în domeniul public al Comunei Fundeni și în administrarea Consiliului Local al Comunei Fundeni. Cine este pentru? Da. Cine este împotrivă? Cine se abține? Supun la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre privind desemnarea și validarea unui reprezentant al Consiliului Județean Galați în cadrul Autorității Teritoriale de Ordine Publică Galați. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Dacă aveți alte observații cu privire la ordinea de zi, așa cum a fost transmisă la MAPE și publicată în presa locală. Supun la vot ordinea de zi în întregime. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Trecem la punctul 1 din ordinea de zi. Încetarea calității de membru a Autorității Teritoriale de Ordine Publică Galați. Dacă aveți observații cu privire la proiectul de hotărâre sau la documentația de fundamentare. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Da. Trecem la punctul 2 din ordinea de zi. Fiți amabil dacă mă lăsați să vorbesc și pe mine. Vă mulțumesc. Trecem la punctul 2 din ordinea de zi, validarea mandatului de consilier județean al domnului Neagu Vasile. Dacă aveți observații cu privire la proiectul de hotărâre sau la documentația de fundamentare. Supun la vot vă rog. Domnule președinte, deci încetarea mandatului domnului consilier județean Butunoi Dorin a fost în urma unei adrese de la prefectură, dar conform legii 215 și m-am uitat și la comisie, m-am uitat și în documentația care ne-a fost atașată la dosar, conform legii 215 este un termen de contestație. Am purtat o discuție cu domnul secretar și problema este în felul următor. Deci noi aici suntem Consiliul Județean și
Noi ne conducem după, în primul rând după 215. Dânsul a făcut referire la 554 și deci e vorba de contencios administrativ, acolo decide instanța, noi nu avem nicio problemă și nicio treabă cu instanța. Din punctul meu de vedere, se află în termen de contestație, iar noi vom lua o decizie în perioada, în perioada cât dânsul încă mai poate depune această contestație. Din documentele care le am eu, dânsul deja a făcut contestație, nu a depus nu a depus certificat de grefă, dar este în termen. Deci poate, îl poate depune. E o problemă juridică și nu știu, aș vrea să discut cu domnul secretar, a dat avizul de legalitate și din punctul meu de vedere eu cred că suntem un pic pe lângă lege. Nu, nu un pic, suntem chiar pe lângă lege. Deci în acel ordin al prefectului, deci la articolul 3, nu, dacă nu mă înșel domnul secretar. Da? Da. Ok, deci, mulțumesc. Domnul secretar, vă rog să vă exprimați punctul de vedere profesional. Deci în data de 23 martie a fost înregistrat la Consiliul Județului Galați ordinul prefectului numărul 87, prin care se constată încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier județean în cadrul Consiliului Județului Galați a domnului Butunoiu Dorin. Fundamentarea acestui ordin este pe legea 393 privind statutul aleșilor locali, cu modificările ulterioare, sigur că da, deci este varianta actualizată. Conform ultimelor modificări, constatarea mandatului revine în competența instituției, constatarea încetării mandatului în anumite situații, în situația de față când domnul consilier Butunoiu a pierdut calitatea de membru al partidului pe lista căruia a candidat, competența deci revine instituției prefectului. Așa cum am început expunerea mea, pe data de 23 a fost înregistrat la Consiliul Județean ordinul prefectului. Este un act administrativ, este executoriu de drept, un principiu al actelor care guvernează, un principiu de drept care guvernează actele administrative. Obligativitatea instituției noastre este de a-l pune în aplicare. Contestarea acestuia se face în condițiile pe care eu vi le-am precizat anterior. Domnul Butunoiu, probabil că este în termen, se poate adresa instanței de contencios administrativ. Numai instanța de contencios administrativ poate dispune suspendarea executării acestui ordin. Deci dumneavoastră ați făcut trimitere acum la legea 554/2004 și reactualizat în 2016? Eu făceam referire la 215. Deci... Eu v-am explicat, din punctul meu de vedere, care sunt actele care guvernează prezent aspect. Și pe care eu am considerat că sunt legale și mi-am dat avizul de legalitate. Orice contestare, sigur că da, va merge la instanță. Deci, din punctul meu de vedere, deci când facem trimitere la legea 554, vorbim de contencios administrativ, vorbim de instanță. Nici de cum de 215, după care ar trebui să luăm noi decizie aici. Adică, ideea e să nu încălcăm un drept al cuiva și... Bun. Mai este cineva care vrea să ia cuvântul? Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Bun. Cine este împotrivă? Cine se abține? Trecem la punctul 3 din ordinea de zi, depunerea jurământului. Invit pe domnul Neagu Vasile să depună jurământul.
Acesta se depune cu mâna stângă pe Constituție și după caz pe Biblie. Consilierii județeni care refuză să depună jurământul sunt considerați demisionați de drept. Jurământul poate fi depus și fără formula religioasă. O întrebare către domnul secretar înainte. Domnul secretar, câte voturi au fost pentru? 17 voturi pentru, 16 abțineri. Și cum se ia hotărârea? Cu majoritatea celor prezenți? Cu majoritatea celor prezenți. Mulțumesc. O să fim 31. Să mai numără o dată. A intrat în sală și domnul Jogon și a intrat și domnul. Bun. Vă rugăm, nu perturbați depunerea jurământului. Eu, Neagu Vasile, consilier în cadrul Consiliului Județean Galați, conformitate cu prevederile articolului 9.32 din Legea Administrației Publice Locale, numărul 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, depun următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Galați. Așa să mă ajute Dumnezeu. Pentru mine este o onoare să contrasemnez acest act. Vă cunosc de multă vreme și este și o plăcere și o onoare să lucrez cu dumneavoastră în acest organism. Vă mulțumesc pentru apreciere. Trecem la punctul 4 din ordinea de zi, modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Galați. Dacă aveți observații cu privire la proiectul de hotărâre sau la documentația de fundamentare. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Trecem la punctul 5 din ordinea de zi, modificarea statului de funcții al Direcției Județene de Evidență a persoanelor Galați. Dacă aveți observații cu privire la proiectul de hotărâre, sau la documentația de fundamentare. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Trecem la punctul 6 din ordinea de zi, aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului Public Județean de Administrare al domeniului public și privat al județului Galați. La acest proiect de hotărâre există un amendament. Rog pe domnul Coca Ionel să-l prezinte. Amendament la proiectul de hotărâre a Consiliului Județului Galați, privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Public Județean de Administrare a domeniului public și privat al Județului Galați. Față de formula inițială a anexei la proiectul de hotărâre, ca urmare a finalizării de Serviciului Public Județean de Administrare a Galați a proiectului Muzeului Doamnei Văscărești, se impune completarea regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Public Județean de
Supun la vot proiectul de hotărâre cu amendament. Îl accept ca inițiator. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Trecem la punctul 7 din ordinea de zi, aprobarea numărului și structurii personalului nedidactic pentru școala gimnazială specială Constantin Pufan Galați. Dacă aveți observații cu privire la proiectul de hotărâre sau la documentația de fundamentare. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Cine împotrivă? Cine se abține? Trecem la punctul 9 din ordinea de zi. Însușirea raportului de reevaluare a activelor fixe corporale de natura construcțiilor și terenurilor aflate în domeniul public și în domeniul privat al județului Galați și în administrarea Consiliului Județean Galați. La acest proiect de hotărâre există un amendament. Rog inițiatorii să-l prezinte. Am discutat și data trecută la acest proiect de hotărâre. Și s-a convenit că diferențele sunt foarte mari între cele două rapoarte din momentul în care s-a făcut această reevaluare. Întrebarea mea este de ce? Pentru că legea spune că reevaluarea se face la 3 ani. Întrebarea mea este de ce în acest mandat este pentru prima dată ce o facem când facem reevaluare, deci suntem pe lângă lege, pentru că noi aproape împlinim 4 ani de zile de mandat și pentru prima dată se face această reevaluare. Deci suntem oarecum în culpă. Noi avem un raport mai vechi și aici sunt diferențe de evaluare la care spunem noi că este cel puțin suspect. Și am dat exemplele din lucrare, la poziția 20, plăteștiul de la 300.709,5 lei, la 34.569,45 de lei. Deci scăderea este de aproximativ 9 ori. La terenul de la Zătun, de la 1943, 0,46 lei la 105.414,25 lei. Scăderea este de peste 15 ori a acestui activ. La terenul Canton Pechea, de la 99.465,45 lei la 14.429 de lei. Aici la fel, este o scădere de 6 ori. La punctul 4, terenul Canton Bereș-Meria de la 98.308 lei la 7.497 de lei. O scădere de 12 ori. Și terenul de la Buciumen de la 314.588 de lei la 14.660 9 de lei. Aici e de ordinul de peste 20 de ori. Noi am solicitat și data trecută o nouă reevaluare acolo unde sunt diferențele majore, pentru că eu cred că la un anumit moment vom fi întrebați de ce sunt aceste diferențe și de ce nu ne-am sesizat. Acolo unde nu sunt diferențe majore, considerăm că lucrurile sunt corecte, dar unde sunt aceste diferențe, fără doar și poate, lucrurile sunt cel puțin suspecte.
Din ceea ce vedem, considerăm că sunt anumite gânduri de înstrăinare a acestor active, pentru că valorile au scăzut de foarte multe ori, de până la 20 de ori, și nu cred că este bine, având în vedere acest patrimoniu al Consiliului Județului Galați, și trebuie să fim foarte, foarte, foarte atenți. Mulțumesc. Dar care e amendamentul? Că n-am înțeles. Păi, vreți să mai spun o dată? Nu, nu. Solicităm o nouă reevaluare acolo unde sunt diferențele majore. Bun. Punct. Da. E. Dacă îmi permiteți și mie să am intervenție. Vă rog, doamna consilieră. Cred că lucrurile sunt neclare. Unii s-au dat niște explicații la comisie, în care s-au făcut afirmații de genul următor. Că sunt greșeli în contabilitatea Consiliului în ceea ce privește valorile acestor obiective despre care face referire domnul consilier Ștefan. Și o parte din aceste proprietăți aparțin acum alte instituții, motiv pentru care valoarea s-a diminuat. Dar cred că ar fi bine, sigur, o explicație s-a dat la comisie, dar pentru ca să limpezim întreaga suspiciune creată în jurul acestei evaluări, pe lângă faptul că noi am solicitat prezența evaluatorului care să dea o explicație și n-a venit nici în ședința de astăzi și nici la comisie, măcar cineva din Consiliu să-și asume public aici în ședința aceasta o explicație clară, coerentă, să știm unde e greșeala, despre ce e vorba, ca să știm foarte, foarte amănunțit ce reprezintă această hotărâre și unde sunt disfuncțiile. Pentru că, iată, în continuare, suspiciunea există pentru că lipsește evaluatorul care și-a asumat această evaluare și care a avut la bază sume din contabilitate, pe de o parte, pe de altă parte a fost în teren constatat altceva. Noi vrem să știm unde este greșeala și cine și-o asumă. Despre asta e vorba, domnule președinte. În ce privește aceste evaluare, sigur că lucrurile pe mine nu mă mulțumesc. Sigur că în ce privește ce se numește patrimoniul Consiliului Județului, eu unul sunt profund nemulțumit și nu am avut posibilitatea, am și vorbit cu domnul vicepreședinte Vicleanu, schimbări organizatorice la acel nivel, poate că cei care vor veni după mine le vor face, pentru că eu personal cred că sunt inevitabile. Nu știu dacă aici este vorba de fraudă. Știu că domnul consilier Gogoncea avea date. Ce spun și eu? Spuneți dumneavoastră, da. Și eu o să-l rog, dar încă o dată, eu personal cred, în toată această situație privită global și nu punctual aceste aspecte, că serviciul de patrimoniu trebuie reorganizat. Asta e convingerea mea intimă. Domnul Gogoncea, vă rog. Deci, ar trebui să privim problema prin prisma ultimilor mandate, nu mandatul actual. Aici, de fraudă, nu poate fi vorba, eu am întrebat în mod expres pe toți cei care sunt responsabili, dacă înscrierea lor, cum ar fi ea în contabilitate, la valorilor din raport și din proiectul de hotărâre, dacă devine hotărâre, dacă produce vreo lună trebuie. Nu produce. Trebuie să știm, că este cel puțin morală, să știm pe ce avere este Consiliul. Asta este toată problema. Implicațiile adevărat, cu adevărat importante, sunt cele legate din scrierea la cadastru. Și acolo, dacă m-aș concentra, forțele acolo le-aș concentra. Aici, datorită ciclurilor electorale, datorită mandatelor, datorită faptului că de problema asta s-au ocupat mai mulți, s-au produs perturbări destul de mari în cifrele pe care noi acum trebuie să le avem în vedere la tot. Adică, au existat mai multe metode de evaluare până când s-a ajuns la un act normativ care spune că trebuie făcută evaluarea fie pe prețul de piață, fie pe indexări conform cotelor de inflație.
fiecare din aceste obiective, dacă cineva greșește în 1912, greșeala se perpetuează pentru că se aplică pe baza de la începutul, de la evaluarea anterioară, în cazul ăsta nu vorbim de evaluare, de la evaluarea anterioară, se aplică indici corecții, fără să se vadă dacă cineva ar fi putut greși în tot ciclul ăsta de când se fac evaluări. Nu am găsit motive de suspiciune legate de ce efect ar putea produce înscrierea cifrelor, chiar dacă unele nu reflectă realitatea. Am avut explicații legate și de faptul că o parte din ce era în contabilitate fizic s-a făcut transfer, cum a fost cazul cu pământul la Zătun, a rămas numai pământul de sub clădire. Bineînțeles că scade valoarea, scrie teren, vechiul scris în contabilitate, tot teren scris și acum, dar atunci erau 49 de hectare, acum 2.000 de metri pătrați sau 5.000 sau știu eu cât este. Nu văd un motiv. Și eu m-am gândit serios, dar nu avem timp. Adică cum aș proceda eu, personal? În primul rând aș stabili un set de criterii și de elemente de procedură cu care evaluatorul să lucreze și nu-i mai lasă o libertate prea mare de mișcare în cadrul legal, bineînțeles. Asta mă evaluează pe piață, asta mă face cu indici de refracție, pe asta mă face cu nu știu ce indici. Deci, să nu lasă o libertate, să fie un sistem de valoare unitar pentru toate bunurile imobile care sunt pe listă. Ca părere personală, în mandatul următor, noua echipă care va veni, trebuie să dea prioritate și să stabilească exact modul de lucru, o echipă de responsabili și, într-adevăr, să se rezolve problema înscrierilor valorilor. Ele sunt în patrimoniul public, deci nu sunt suspiciuni. Cineva apatrează, vânză sau nu știu eu ce. Dar n-are cum. Sigur că, am spus la început, important este și tabularea. Pentru că acolo sunt mari probleme și chestiuni care se dă bătaie de cap, inclusiv cu consecințe care merg în penal. Dacă e să o luăm așa. Ca părere personală, ce să mergem pe valorile. Eu am întrebat clar, la fiecare poziție și-a rugat și am consemnat un proces verbal de la comisie să fie rugați consilierii, să pună întrebări la toate pozițiile unde au suficiuni și să primească explicații. L-am rugat cu titlul personal pe domnul Grigore Florin, pentru că s-a ocupat de problemă și cred că este cel mai autorizat în problema asta, deși cunoștințe are și domnul Cristea. Dar el pe, competențele care sunt stabilite legal, nu poate vorbi, nu are cum să se pronunțe. Deci domnul Grigore Florin ar fi. Ar putea. Și am cerut ca la toate comisie de să prezinte și să răspundă la întrebările, am suspiciune aici. De ce? Atât și noi, cum a zis domnul consilier Ștefan. Eu aș merge pe aprobare și imediat în mandatul următor să se facă o evaluare și să închid odată subiectul ăsta care stă în frântă de nu știu câte mandate la consiliu. Mulțumesc. Și cred că totul pornește de la, nu știu să zic, două afirmații dumneavoastră. Una, că noi consilierii avem o limită de înțelegere, ceea ce ați făcut o privire la mine și ați extins-o un pic și la ceilalți, și desconsiderarea, nu afirmația dumneavoastră, și desconsiderarea toată consilierilor. S-a solicitat în mod expres la ultima ședință ca la comisie să se prezinte evaluatorul pentru a putea discuta și noi cu persoana respectivă. Domnul Gogoncea îmi confirmă așa. Da. Unde se, fiind tratați, fiind tratați din nou cu același dispreț cu care a fost tratat de mandatul, a venit din nou domnul Cristea, care din păcate nu este în măsură să ne ofere explicații care să ne mulțumească. Deci, toată discuția și toată problema, dacă venea cineva care a făcut și ne explica punct cu punct, nu era nicio problemă. Dar vedeți, ședința trecută au fost probleme, ședința asta sunt probleme și probabil o să mai fi și ședința următoare, că eu nu cred că va trece să fie de hotărâre. Pentru că nu s-a rezolvat problema solicitării consilierilor. Nu, ne considerați din nou consilieri de mâna a doua. Domnul și mă iertă, vreau să adaug ceva. Eu am verificat pe liste, sunt 300 și ceva de poziții. Cu două influențe majore. O influență este timpul fizic. Un, să organizezi concurs, să atribui sau să știi cineva o licitație pentru contract,
la 300 și ceva de poziții, timpul fizic de a face lucrarea, de a face deplasări în tot județul și 3 valoare. Așa, din discuții, nu garantez pentru cifră, s-ar putea să ridice o valoare colosală. Deci, poate chiar jumătate de milion de euro. Eu nu pot să cred că cineva poate să facă o evaluare serioasă, la 300 și ceva de poziții, cu 90 de milioane cât a fost evaluarea trecută. Deci, 90 de milioane a fost, 9.000 de lei, da? Deci, dacă noi nu aprobăm proiectul, înseamnă că nu se înscrie în contabilitate, nu știu, am înțeles că nu sunt consecințe foarte grave, dar nu dă bine și noi în regulă, că trebuie să am valoarea asta pentru și eu. Pentru inclusiv pentru proiectele cu finanțele externe, pe care îmi cer situația patrimonială și sunt o serie de influențe. Deci timpul fizic de realizare, timpul de atribuire, timpul de realizare și costurile. Dacă tot se va cheltui un man serios, lăsați-o să cheltui pe o chestie care e făcută cum trebuie și organizată cum trebuie de la început la sfârșit. În două luni de zile, noi abia dacă se poate rezolva cu contractarea evaluatorului. Vreau să mai fac o precizare și dumneavoastră ați făcut o afirmație acum. Dumneavoastră ați spus să aprobăm această evaluare. Nu. În proiectul de hotărâre noi nu aprobăm. Așa scrie. Nu se aprobă. Este însușirea. E o diferență juridică. Deci e foarte important să știți. Atenție la răspunde. Dacă îmi dați voie, domnule președinte. Vă rog. Mulțumesc. Ați spus că înscrierea în contabilitate nu are efecte. Consider că are efecte, deoarece aceste bunuri pot fi trecute oricând din domeniul privat, din domeniul privat în domeniul public. Din domeniul public în domeniul privat, de asta am avut și o pauză. Dar în același timp mă gândesc cum am așteptat, nu s-a făcut reevaluare niciodată a acestor imobile, cu toate că din 3 în 3 ani legea contabilității ne obligă la acest lucru. Am avut atâta timp la dispoziție și l-am pierdut într-un mod ineficient. Iar acum dorim, pe sfârșit de mandat, să ne însușim niște lucruri făcute cu o rapiditate nejustificată și, așa cum a spus și dumneavoastră, la o valoare modică, neputând avea în spate, raportându-ne la valoarea pe care o achităm evaluatorului și o evaluare profesională în adevăratul sens al cuvântului. Deci totul e relativ. Nu e nimic statornic, nimic profesional, nimic la locul lui, așa cum ar fi trebuit să se întâmple. Și să o luăm etapizat, chiar dacă ne-am fi lungit cu acest proces, dar ar fi fost unul ținut din scurt și justificat și temeinic întocmit. Ce aș vrea să spun înainte de a ruga pe inițiator să spună dacă își însușește sau nu amendamentul? În primul rând, fără îndoială că refuzul evaluatorului, repetat, de a veni în fața consilierilor să explice, reprezintă un act de incorectitudine profesională din punct de vedere moral, ba chiar a zice o mârlănie. Pentru că omul a fost plătit pentru această prestație, această prestație trebuie să fie evaluată de cei îndrept și refuzul reprezintă o neînțelegere profundă din partea unui om care își câștigă pâinea prin evaluare în raport cu legea care guvernează aceste evaluări. Pe urmă, sigur, faptul că s-a ajuns în situația în care aceste bunuri nu sunt evaluate la timp, este o anomalie. Din păcate, sunt mai multe anomalii, eu am spus că lucrurile nu funcționează bine. Acum că există un proiect de e-administrație, în sfârșit va putea evidența de la DEF să bată cu evidența de la patrimoniu, pentru că în acest moment, în mod paradoxal, nu există în această instituție o corespondență. Unul din marile deficite de funcționare
a instituției numită Consiliul Județean, este că nu poți în mod eficient să tragi la răspundere un funcționar public, pentru că lucrurile se petrec în cadrul unei comisii de disciplină, unde lucrurile se înfundă, e un fel de miuță din asta, care durează mult și nu se termină în niciun fel. Cred că trebuie și o modificare de legislație privind statutul funcționarului public. Asta este ceea ce am tras o concluzie după aproape 4 ani de funcționare în această postură. În rest, sigur că toate aceste anomalii ar trebui să ducă la sancțiuni disciplinare în Consiliul Județean. Din păcate, așa cum v-am expus, lucrurile nu se pot desfășura. Și chiar colegii de-ai mei au dat maximă apreciere unor structuri de care eu personal sunt profund nemulțumit. Asta este situația. Nici președintele și nici consilierii nu au cum, în momentul de față, pe legislația actuală, să intervină eficient în aceste disfuncționalități care sunt evidente. În rest, o să-l rog pe domnul vicepreședinte, care este inițiator, și pe doamna... domnul Sandu, înainte de un punct de vedere. Mulțumesc, domnul președinte. Stimați colegi, stăm și ascultăm pe acest proiect de hotărâre. Este a treia oară când discutăm despre el. Invocăm de fiecare dată motive pe care cinstit să fiu, nu le înțeleg. Astăzi la comisie ni s-a explicat că a fost transferat pământul de la Vlădești, că a fost invocat Vlădeștiul, fără să fie operat în evidențele contabile. În momentul de față, eu trag concluzia că acolo ori este neglijență, ori este incompetență. Și dacă de fiecare dată vom accepta lipsuri din astea legate de competență sau de neglijență, stăm și ne întrebăm pe responsabilitatea cui o facem. Acum, nu știu care sunt efectele juridice ale însușirii acestui raport de expertiză. Însă, a ne însuși un raport de expertiză pe care, cum bine a spus domnul Gogoncea, am dat bani puțin, este o vorbă care spune că dai 5 lei, se face treabă de 2 lei. Iar cel care a făcut raportul de expertiză are responsabilitate exclusivă asupra ceea ce scrie acolo, noi putem să ne-l însușim sau putem să nu ne-l însușim. Nu văd... N-am înțeles. Am înțeles, dar nu vorbeam de amendament, vorbeam strict de raportul de expertiză, de evaluare pe care l-a făcut evaluatorul respectiv. El face afirmația la un moment dat, garantează cele înscrise, însă nu garantează precizia informației. Bună oară, a lucrat cu materialul clientului. Ce i-am dat, aia a prelucrat. Acum, trebuie să ne însușim, ne însușim, că nu va avea efect asupra noastră. Dar dacă, din punct de vedere funcțional, nu o să ne însușim de fiecare dată greșeala aparatului, nu este... Mulțumesc frumos! Păi, văd că ați vorbit exact ce am spus și eu, pentru că mi se pare absolut anormal ca unul care a uitat să opereze chestiunea asta, să scape nepedepsit și nici măcar nominalizat, și noi să ne certăm aici între noi. Este culmea. De să plătească, doamna consilier Tania Bogdan a spus, cineva să-și însușească în plen această greșeală. Dacă va plăti cineva, rămâne la platitudinea conducerii. Sunteți inițiator pe lângă mine și amendamentul domnului Ștefan trebuie acceptat sau ba. Rămâne amendament. Dacă spuneți că se facă evaluare, înseamnă că nu a fost proiectul. Deci să respinge proiectul. N-are valoare de amendament. Ceea ce amendament corectat ceva. Deci dacă corectam ceva în proiect, înțeleg. Dar dacă nu se de acord cu evaluarea, să nu le respinge. Să spună că respinge. Că dacă aprob amendamentul după aia supun la vot proiectul, ce mai supun? Domnul Bun. Ești de acord cu amendamentul? Numai tu ești. Numai tu și ne-a spus. Domnul secretar. Nu.
Bun. Nu, nu de la mine. E ca la copii care uneori au mai mulți părinți prejumați. Păi da. Părintele legal e domnul Hanza. Și zice părintele legal. În primul rând vreau să vă mulțumesc, domnul Gogoncea, că ați îndepărtat suspiciunile de fraudă virtuale din domeniul public și orice trecere s-ar face tot cu acordul Consiliului. Mi-am asumat răspunderea, am achisat la ședința trecută să chem evaluator. Ce am făcut? L-am chemat, n-a venit, a trimis un document la patrimoniu și cu asta, basta. Ne-a bani. Poate? Ne-a bani. Eu vorbesc de la ședința trecută până acum. Asta am cerut să vină aici să ne explice. Să nu se mai plătească până nu s-a făcut Consiliul. Așadar, fiind și inițiator, nu sunt de acord. Nu sunt de acord cu nici nu-l cunosc cu amendamentul și las votului hotărător. Bun. În condițiile acestea, supun la vot proiectul de hotărâre fără amendament. Cine este pentru? Da. Cine este împotrivă? Cine se abține? Mai trebuie.
trecem la punctul 11 din ordinea de zi. Rectificarea bugetului local al județului Galați pe anul 2016. La acest proiect de hotărâre există un amendament. Rog inițiatorii să-l prezinte. Acest amendament l-am depus împreună cu doamna Bogdan Tania și doamna Caiu Magdalena și fac referire strict la prerogativele președintelui Consiliului, care prin dispoziție ar trebui să facă aceste lucruri și acum ni le dă în sarcină nouă, ca să ni le asumă. Având în vedere legea 373, articolul 49, aliniatul 5, care stabilește că virările de credite se fac prin dispoziție de președinte și nu prin hotărâre de Consiliu, solicităm ca acest lucru să fie respectat. Președintele Consiliului Județului Galați trebuie să-și asume responsabilitățile postului ocupat și prerogativele asumate. Considerăm că urgența o reprezintă Casa Județeană de Sănătate, Direcția de Sănătate Publică și Institutul de Medicină Legală. Restul trebuie să fie prin dispoziție de președinte al Consiliului Județean. Deci vă rugăm să vă asumați prerogativele. Stimate domn consilier, eu unul, păi nu, că ați spus un lucru grav, că nu mi-asum. Deci nu eu am inițiat această hotărâre. Ca atare, nu e vorba să mi-asum, sau nu, să nu mi-asum ceva. Pe fond. Nu mă lăsați să termin. Nu vă las să mă invectivați. Atunci să vorbesc și eu peste dumneavoastră în continuu. E bine așa? E bine așa? Cred că este foarte bine legat de unde ați pornit în societate și cum ați crescut. Cum am crescut? Da, m-am crescut. Eu nu v-am întrebat niciodată. Și nu cred că este normal să mă întrerupeți. Îmi duc ideea la capăt, nu v-am jignit, v-am spus un lucru foarte clar. Implicit m-ați jignit. Păi dacă nu vă asumați, Nu am făcut eu această hotărâre de proiect. Păi și atunci de ce vorbiți? Lăsați inițiatorul să vorbiți. Păi vorbiți despre mine. Da. N-aveți decât să discutați cu cel care a făcut hotărârea de proiect. A făcut fără știrea noastră, nu? Dom'le, era hotărârea de proiect. Pe fond aveți perfectă dreptate. Pe fond. Pe formă, este o profundă impolitețe ceea ce faceți. Spuneți-mi de ce. Pentru că nu e vorba de asumare. Ceea ce reprezintă realmente o urgență și o necesitate este legat de spital. Restul a fost o inițiativă a corpului administrativ din Consiliul Județean, care s-au dus la domnul Hamza, care a făcut hotărârea, proiectul de hotărâre legat de spital, unde este într-adevăr o problemă, și care realmente se puteau rezolva foarte bine prin hotărâre de președinte. Numai că eu, unul, n-am nicio legătură cu această inițiativă. Dar tare nu e problema să mi-asum sau nu. A fost comoditatea unor funcționari care au vrut să scurtcircuiteze o procedură. Atât. Este foarte deci, ca atare, eu nu sunt implicat în această poveste. O puteați rezolva, dacă era urgență, o puteați rezolva în 5 minute, semnați o dispoziție și era rezolvată. Nu trebuia să o aduceți. Urgența este legată de problema Spitalului Județean. Eu am inițiative care au peste 6 luni de zile și nici măcar nu am primit o adresă. Probabil că nu sunt o urgență. Aici este realmente. Dar nu este vorba de urgență, măcar nu discută despre o inițiativă a domnului vicepreședinte, nu a mea. Și o să vă rog foarte mult să nu emiteți considerații despre mine legat de inițiativa tercilor. Atât. Dar am voie să discut pe fișa postului dumneavoastră și prerogativele legale. Am voie să discut domnule pentru că suntem împreună și răspundem pentru ceea ce se întâmplă aici. Aveți obligația nescrisă să fiți politicos. Am fost de fiecare dată, spre deosebire de dumneavoastră. Încercați mai mult. Mai mult să tac, nu? Nu, să fiți politicos. Nu, am fost întotdeauna. Dar ne potrivim să vi se ia din prerogative, domnule președinte. Diramentele de sume între articole se fac prin dispoziție de președinte, da? Și nu prin hotărâre de Consiliul Județean. Deci în această hotărâre s-au pus de toate, ceea ce nu mi se pare onest, chiar și față de dumneavoastră. Nu este o hotărâre greșit făcută, nu este atent făcută, nu înțeleg de ce s-a procedat așa, pentru că e prima dată când se întâmplă asta și eu, în locul nostru, n-aș permite să se întâmple
de asta, pentru că trebuie să aveți controlul foarte clar asupra ceea ce vă asumați ca președinte prin dispoziție. Deci, această rectificare bugetară este o mare noutate pentru noi. De aceea, acest amendament separate. Deci, viramentele care se fac normal prin rectificare bugetară să rămână în hotărâre, ceea ce trebuie făcut prin dispoziție de președinte să dispară din hotărâre. La asta se referă amendamentul nostru. Și este o dovadă, aș spune, de respect pentru dumneavoastră din urmă. Iar domnul Hamza, pare rău, dar de când ar trebui să inițiați un asemenea gen de hotărâre, acum nu am bănuia la casă de altul dumneavoastră, dar asta este, asta e realitatea cu care le prezentăm acum. Vă putem trece în amendament, nu e nicio problemă și semnați. Nu e nicio problemă. Doamna Sandu. Domnule președinte, drept de inițiere are orice consilier județean. Asta vis-a-vis de ce a spus doamna Bogdan. În rest, vis-a-vis de amendamente, cred că este înțeles greșit rolul amendamentului. Într-un amendament spui, te referi exact la un transfer de sume, mai ales dacă e un proiect de rectificare, ori nu dai sarcini, nu cu egalitate, ca și cum ar fi o luare de cuvânt. Bun. Dacă-mi permite și deci, acceptul sau nu am dacă-mi permite, vreau să precizez. Deci, doamna Bogdan a spus că prin această hotărâre, dumneavoastră, vi se iau niște prerogative, pe care ar trebui să le exercitați. Eu spun că este un lucru chiar mai adânc decât atât, poate chiar mai grav, pentru că se încearcă să dea această responsabilitate consilierilor, un lucru pe care, în mod normal, dumneavoastră ar trebui să-l faceți. S-ar putea crea un precedent ca orice inițiativă a unui consilier pe un proiect de hotărâre să vă ia din posibilitatea dumneavoastră de a da dispoziții prin ceea ce figurează ca prerogativa dumneavoastră să dea să hotărească consiliul. Și cred că nu va conveni lucrul ăsta. Noi nu facem teoria conspirației. Și mai e cineva care vrea să spună? Trecem la vot. Deci, inițiatorul, sunteți de acord sau nu? Eu spun următoarele. Într-adevăr, cei care au citit cu atenție au văzut că acest proiect de hotărâre, această expunere, are ceva în plus. Spuneam transferurile între subordonate. Dar primul aliniat, primul articol, referitor la rectificarea cu sumele venite de la casa de ajutor către spital, părerea mea este că este bine să rămână și să scoatem celălalt pe el. Este amendament. Deci, eu sunt de acord cu el. Doamna Sin, are ceva de spus? Dar ce să nu. Deci ce articol rămâne? Articolul 1, nu? Bun. Gata. Ne-am lămurit. Hai să trecem la vot. Supun la vot articolul 1 din proiectul de hotărâre cu amendament. Cine e pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Supun la vot proiectul de hotărâre în întregime, ceea ce înseamnă același lucru. Cine e pentru? Cine e împotrivă? Cine se abține? Trecem la punctul 12 din ordinea de zi, modificarea hotărârii Consiliului Județean Galați, numărul 36, din 25 februarie 2016, privind aprobarea solicitării Consiliului Local al Comunei Fundeni pentru trecerea unei porțiuni de drum în lungime de 467 km din DG204N, din domeniul public al județului Galați și din administrarea Consiliului Județean Galați în domeniul public al Comunei Fundeni și în administrarea Consiliului Local al Comunei Fundeni. Dacă aveți observații cu privire la proiectul de hotărâre sau documentația de fundamentare, domnul vice. Domnul consilier, vreau să vă aduc aminte că am votat cu toții și ședința trecută acest proiect de hotărâre, iar acum l-am introdus doar că, tot dintr-o omisiune, nu au fost trecute datele de identificare. Au spus drumul județean, 4,6 km, dar am spus de unde și până unde. Și acum am spus de la până la. Atât.
s-a modificat. Nu cred că puteți avea ceva împotrivă. Dacă întrebi. Din câte înțeleg, acolo este vorba de investiție și... Este vorba de un proiect european de 1 milion de euro, respectiv. Ok. Permiteți, domnul președinte? Da, rog. Deci conținutul n-am nimic împotrivă, trebuie să votăm așa ceva. Eu voi discuta despre procedura de introducere pe ordine de zi, n-am vrut să vorbesc la ordine de zi. Eu nu consider că asfalta un drum care, într-adevăr, aduce voturi mai mult, mai multe, e mai important decât de a rezolva o problemă cum e, eu știu, biblioteca Bea Urechea. Dacă tot ați făcut o excepție pentru un proiect de hotărâre care eu am aflat de existența lui astăzi, la ora 8 și ceva, putea să face o excepție și pentru un proiect de hotărâre care e mai de mult și care noi chiar l-am discutat și are toate avizele care trebuie. Da? Deci, încă o dată spun, poate cultura nu aduce voturi și poate făcutul drumul aduce voturi mai multe. Vreau să vă spun că acest proiect nu se va realiza până la alegeri, deci nu va aduce voturi. Unu și doi, în convocatorul oficial există acest proiect introdus. Explicați, domnul secretar. Este în convocatorul, a fost transmis în cursul zilei de ieri. Că ieri l-am trecut și ieri la 13 și 15 minute. Vă spun ora cu exactitate. Domnul secretar, cum a fost transmis în cursul zilei de ieri când eu am aflat de existența lui astăzi? Ar însemna să fac pe internet non-stop ca să aflu, nu? Proiectul de hotărâre a fost predat serviciului cancelarie ieri la ora 13 și 15 minute. Și e corect din punct de vedere al timpilor necesari pentru a intra într-o ședință de Consiliu și de a ajunge la comisie? Nu vă pot spune. Domnul președinte, domnul secretar, vreau să răspundeți la întrebare, nu? Ce puteți să-mi spuneți? Da sau nu? Da, categoric, da. În regulament avem o prevedere conform căreia ordinea de zi poate fi suplimentată pentru probleme urgente. Iar plenul Consiliului aici a votat pentru introducerea acestui proiect pe ordinea de zi. De fapt, e o corectare de eroare materială. Faptul că a apărut o eroare materială în ce am votat noi data trecută, fără îndoială, nu e o chestie bună, dar iarăși este exact ce v-am spus despre ce se produce în aparat și ceea ce noi, din păcate, nu avem posibilitatea de a avea o reacție imediată și pe măsură. Domnule președinte, dacă îmi permiteți, pentru proiectele de maximă urgență există modalitatea prin care putem iniția o ședință extraordinară a Consiliului. Nu văd corect. Luni am ridicat un convocator pentru care am semnat de luare la cunoștință. Era trecută o anumită ordine de zi, iar ieri acest convocator peste noapte să fie modificat. Cel puțin cu 3 zile înaintea ședinței ordinare să nu mai apară astfel de modificări. Sunt lucruri urgente, inițiem o ședință extraordinară dacă sunt de maximă prioritate. Consilier, de fapt chestia asta s-a votat și a existat o greșeală materială. Normal, el de a făcut greșeala materială ar trebui să fie sancționat. Că eu, dacă omoram un bolnav, ajungeam la procuratură. În majoritatea cazurilor, fără îndoială, nu totdeauna. Deci nu e normal, nu e normal ca unul care greșește și nu introduce, nu formulează corect un proiect, să stea liniștit și noi aici să ne certăm. Nu e normal și nu e moral. Dar asta e, deocamdată. Sper că această problemă de fond, care este o anomalie structurală, să fie cumva rezolvat. În același timp, aș dori să se înțeleagă și faptul că nu cancelaria are vreo vină în acest sens, ci cei care transmit către cancelarie într-un termen foarte scurt. Normal. Da? Dar nu, aici avem și tu lucrurile. Pe aceea trebuie să identificăm și dânsii să cunoască aceste reguli. Cu 3 zile înaintea unei ședințe ordinare nu putem veni cu lucruri extraordinare. Mulțumesc. Se pare că nu am fost înțeles. Eu nu am nimic. Proiectul de hotărâre este necesar. Eu am pus o întrebare și am o nelămurire de ce nu au fost tratate la fel și alte proiecte de hotărâre. Dacă tot asta pentru că în cazul de față, deci da, am hotărât și am și spus că nu o să mai băgăm niciun proiect care nu vine la termen. Dar, lăsați-mă să termin. În materie de șosele, fiecare zi cu soare și când nu plouă, este esențial. Și din această cauză am făcut o excepție de la ceea ce de acum va fi regulă
și ceea ce a spus și doamna consilier, să se vor respecta termenele. Deci, am două observații să le fac. Ați spus același lucru și acum câteva ședințe, că va fi o regulă, nu mai fac nimic. Am și căutat să fac din asta o regulă. Vă invit să vă consultați cu domnul Hamza înainte, care a spus că nu va începe până la lege nici într-un fel acest proiect de hotărâre. Da? Dumneavoastră spuneți că e urgentă, dar să spune cu noi. Hotărâți-vă. Este sau nu este? Dar în primul rând că nu-l facem noi, îl facem la alții, îl respectiv. Și treaba. Și știu care este urgența. Urgența a fost rectificarea, pentru că între timp trebuie să ducă și ei cu modificările la cel care a făcut proiectul. Și iarna și toamna nu poți face drumuri, e clar. Mă rog, așa văd eu. Cum îl dai în primire dacă nu ai date de identificare? Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Vă rog să notați nominal cine se abține, că este o chestiune... Nu votez. Bun. Trecem la punctul 13 din ordinea de zi, desemnarea și validarea unui reprezentant al Consiliului Județean Galați în cadrul autorității teritoriale de ordine publică Galați. Dacă aveți observații cu privire la proiectul de hotărâre sau la documentația de fundamentare. Întrucât e vorba despre o hotărâre cu privire la persoană, adoptarea acesteia se realizează prin vot secret. Vă invit să luăm o pauză pentru a întocmi buletinele de vot predate Comisiei de numărare a voturilor, odată cu procesele verbale. Consemnarea rezultatului votului secret privind desemnarea și validarea domnului consilier județean Gogoncea Lilion Dan în calitate de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Galați. Gogoncea Lilion Dan, voturi pentru 26, împotrivă 7, voturi nule 1, buletine de vot neîntrebuințate 1. Concluzie, domnul consilier județean Gogoncea Lilion Dan a fost desemnat și validat în calitate de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Galați. Felicitări, domnul Gogoncea. Dacă aveți observații cu privire la informările sau rapoartele prezentate la MAP. Nu? Nu-i nimeni? Vă rog. Nu la informări? N-am ajuns la diverse? La diverse. Ați spus doar de rapoarte și... Eu am să vorbesc pentru... Diverse nu înseamnă diversiuni. Nu, nu, da. Nu. Nu diversiuni. Dumneavoastră ați spus dacă avem da. La rapoarte și la... Este vorba de altceva, la diverse vreau să... Da. Vreau să întreb, pentru că noi am aprobat de ceva timp drumul județean de la Valea Mărului la Corn spre Vârlez. Eu cred că reprezintă cel mai rău drum din județ. Probabil ați circulat pe el. Ați circulat pe drumul ăsta? Dacă nu, vă spun că am circulat eu. Este impracticabil. Nu poți să mergi în niciun sens. Este licitat, este aprobat. De ce nu se încep lucrări? Asta este... întrebarea mea. De ce nu se încep lucrările și când se încep lucrările pe acest drum, care ar lega
Da. Ar putea să traverseze foarte ușor prin acea zonă pe jumătatea județului. Vreau un răspuns. Da, vă dau eu un răspuns. Vedeți-o la mine. Da, foarte atent. Îmi iau și ochelari. Nu, stați puțin. Toate documentele sunt făcute, inclusiv ordinul de începe al lucrurilor și săptămâna viitoare de lucrurile la lucrurile. Vremea nu ne-a permis, până acum. Sunteți de acord cu răspunsul? Nu mai pomeniți două. Dar era o întrebare corect. Și vi se pare că răspunsul a fost incorrect? Alte probleme? Domnilor, vă mulțumesc pentru participare.